foarte mulți din cei care mă ascultă spun, domne, dar de ce nu faci ceva cu lucrurile astea care sunt în neregulă? De ce nu dai în judecată, că tu ești avocat? De ce nu dai în judecată când te blochează Facebook-ul? De ce nu-l dai în judecată pe Nicușor Dan și pe Consiliul General când fac atâtea mizerii și impun orașul de 15 minute taxe de 5 lei pe oră la mașini, fac mizeriile astea de aprobări pentru maratonul handicapaților sau nu știu ce dracu. Ce a fost azi? Pentru ce? Pentru persoanele cu dizabilități? Pentru ce? A, pentru autism. Da, e tot o specie. În fine, nu vreau să par ticălos sau bulangiu, că nu apreciez și nu mi-e milă. Cine mă cunoaște știe că nu pot să refuz o mână care cere, da? Bă, nene, dă-le bani, fă-le rampe, dă-le chestii, dar nu alerga tu pentru ei, prietene, și nu prin centrul orașului. Că nu vrea să vă vadă nimeni, băi, în centrul orașului. Iar ăștia care îmi spuneți, dar de ce nu faci tu? Păi, hai să vă spun de ce nu fac eu. Pentru că am atâta de lucru, sunt atâția oameni care, pe lângă munca care o fac remunerată, îmi cer ajutorul, încât, cred că 3 sferturi, iar am ajuns la 3 sferturi din efortul pe care îl fac, este să dau consultații, să vorbesc, să povestesc, să explic, să îi lămuresc pe cei care se lovesc. Da, și asta necesită timp. Toată lumea vrea informații, eu am ajuns birou de informații, Gara de Nord, chiar m-am și enervat azi, am luat la pulă pe vreo doi care, obrazici, bă, nu înțeleg că e weekend, deci e... Noi și astăzi, în weekend, am fost la birou să terminăm pentru luni. Că știți cum este munca avocatului? E așa, ca un fel de... Să termină niciodată. Din asta, cu bile, da? Le ții mereu în aer. Ai scăpat una, ai pierdut un caz. Nu ești atent, nu-i dai atenția potrivită, nu o prinzi la timpul potrivit, nu faci ce trebuie, lucrurile nu se mișcă. Pierzi termene. Da? Pierzi termene, pierzi... Totul este foarte ordonat și este într-un flux. Nu poți să ieși din fluxul ăsta pentru că... Dar sunt unii pe care nu-i interesează. El stă cu pula în sus la soare pe nu știu unde și te butonează pe tine și se enervează că nu-i răspunzi. Pă bune? Nu, dar... Nu, dar blochează, gata. Deci nu. Nu, încerc să fiu... Nu, eu am spus, procesul prin care trebuie să trecem cu toți este unul de educație a bunului simț. Da? Asta înseamnă să apreciezi bunăvoința celui cu care comunici, ajutorul pe care ți-l dă, da? Că nu e nimeni obligat și n-avem niciunul nicio obligație să vă dăm vouă nimica. Toată lumea stă cu mâna întinsă. Poporul român este un popor de milogi. Toți așteaptă să le facă statul, să le repare statul, strada, biserica, să vină șoșoacă să scoată țara din căcat. Dar ei, dacă poate să stea pe Facebook și pe TikTok toată ziua, să le vină niște bani din cer așa, bă, ar fi minunat. Deci, eu n-am văzut. Da, n-am văzut un popor mai indolent și mai lipsit de zvâc cum este poporul român la momentul actual. O să spuneți că critic. Bă, dar nu știu cum dracu să face că acest popor este același care acum 50 de ani construia socialismul și a scăpat țara asta de belele și de datorii. Nu, cred că erau alte. Nu, sunt aceiași oameni. Sunt aceiași oameni că e aceeași genă. Diferența este că cineva stătea cu biciul într-un anumit fel. Și făcea și educație, făcea și muncă, da? Cum era, mă, pe vremea aia când, dacă ieșai de la ore în timpul orelor sau programului, te lua poliția de pe stradă? Te lua poliția, deci pe mine, dacă îmi uitam un caiet acasă, mă întreba poliția unde merg, merg să-mi iau caietul, mă întreba unde stau, arătam blocul și îmi ziceau, da, grăbește-te, să te întorci la școală, adică nu se întâmpla nimic, nu îți făceau nimic. Dar îmi spuneau, grăbește-te să te întorci la școală. Și mă grăbeam, ce să fac? Dar nu erau oameni pe stradă, adică oprea pe oricine, nu că mă oprea pe mine, că eram elev, dar oprea pe oricine, căsca gura așa, erai pe stradă. Te întreba, de ce ești pe stradă la ora... N-ai nicio treabă la ora asta? 10 jumate, 11 jumate, 12, adică unde? Tu nu lucrezi? De ce nu ești la muncă? Dacă da, nu lucrai, spuneai că, nu știu, nu lucrezi sau s-a întâmplat ceva, te ajutau. Dacă ți-e rău, te duceau la spital. Dacă cumva ți-ai pierdut locul de muncă, te încadrau în muncă, te trimiteau unde era nevoie de tine, în funcție de pregătirea pe care o aveai. Așa că, ce să mai zic, acum, da, nu zic că era bine atunci.
puțin plăcute, câteva să ascultăm, eram mici, clasa a doua, a treia, și trebuia să ascultăm congresul sau ce mai era pe acolo. Chiar pe mine m-a bufnit râsul în momentul în care a intrat o comisie de asta în clasă să vadă dacă noi ascultam radio-ul ăla ce era acolo. Da, iar eu pe mine m-a bufnit râsul, stăteam cu capul pe bancă și m-a bufnit râsul, pentru că nu înțelegeam oricum nimic și toată lumea era foarte serioasă. Și atunci am considerat că îmi va ajut de tovarășul Ceaușescu și am stat și pe la colț și mi-au chemat și părinții la școală și tata era săracul, foarte stresat. Eu nu prea înțelegeam de ce e tata stresat. Era stresat pentru că să nu spun că ei ascultau Europa Liberă, deci nu știu, făceau, dacă te întreabă ceva, dar știu, nu spui nimic. N-am spus nimic, dar tot erau stresați, că am stat la colț și că mă bătuse, că îmi dăruse și la palmă, doamna aia, mă rog, s-au întâmplat niște lucruri și mi s-a atras și atenția de câte directori și de comisie, că ea, cum adică un elev, avea un element dușmanos în clasă, da, care ea, săraca învățătoare, se stăvea să-i scrie că totuși un copil bun și că eu am rezultate, da, fiind cei mai buni din clasă, n-am prea ajutat. Da. Deci sunt și... Sunt de toate. Nu, dar ideea este următoarea, că nu că regret vremea aia, dar iau ce e bun de atunci. Da? Hai să luăm ce e bun din epoca aia. Că am pornit de la ideea că e același material uman. Același material uman. Da? Deci avem în noi potențialul să facem lucruri, să așa. Tot în calul care trage de vizitiu cu biciu. Mă uit, nu știu, trebuie să găsim o metodă, așa, cam marile companii, și partidul, și SOS România, și orice chestie care s-o facem, să nu fie așa doar unii care dau ordine și alții care trag la căruță. Pentru că nu merge. Eu am văzut că oamenii aduc cu ei vechile metehne, de pe unde au trecut ei prin viață, șmecheriile cu care s-au cotit, s-au învârtit, le-a mers lor. Băi, când vrei să faci ceva pentru societatea asta, în primul rând, trebuie să capezi credința că societatea pentru care vrei să faci merită. Și aici vă spun un secret. Știți cum ne dăm seama dacă societatea merită? Dacă iubim pe oamenii ăștia care sunt pe stradă, care, ăștia pe care îi disprețuim, pe care îi înjurăm că fac lucruri proaste, că nu sunt ok. Cum mă iubești? Apropiindu-te de ei, cunoscându-i, înțelegându-i și dorindu-ți să-i ridici. Că pe fratele tău care este căzut în prostie, în ignoranță, în nesimțire, în imbecilitate, în lipsă de bun simț, trebuie să-l ajuți. Trebuie, pentru că știi că în el zace adormit acel potențial de om corect, de om bun. Cu toții avem gen asta. Bă, toți ne tragem de la ăia care au luptat pentru țara asta, au murit pentru ea. Toți. Și atunci pentru acest potențial trebuie să luptăm. Pentru că îi mai vezi pe unii care se supără ca măgarul spăsat. Nu, domne, că por român nu merită, numai că sunt o șleactă de tâmpiți, de nu știu cum. Eu nu spun asta. Însă nici nu spun că suntem cei mai minunați. Vedeți? Sunt doi poli opuși, două perspective total diferite. Da? Suntem în zona în care ne idealizăm gena, neamul și suntem eroi extraordinari, și zona în care suntem așa cum ne arată realitatea asta de azi, momentul ăsta al istoriei, da? În care mai avem un pic și ne pierdem țara. Exact asta discutam cu colegul, cu Șandru, cu profesorul de istorie, membru al Academiei Române, discutam cu el pe treaba asta astăzi la meeting-ul de la piața universității, dedicat comemorării a 75 de ani de la momentul la care palestinienii și-au pierdut țara. Dădeam și mă uitam cum comunitatea palestiniană, cât de uniți sunt, cât de apropiați erau unii de alții oamenii ăia. Ei, chiar dacă nu mai au o țară, au și-au păstrat tradițiile, cultura, limba, portul lor, ăla arabesc sau cum o fi palestinian, nu știu dacă există o diferență. Melodiile, cântecele, au și dansat acolo. Eu n-am mai putut să filmez, că mi-a confiscat filmul telefonul și s-a terminat
S-a terminat transmisia. Însă, nu știu, eu am impresia că noi, chiar dacă mai avem o țară, suntem în derivă, pentru că nu ne mai unește aproape nimic. Este un egoism și o duritate în modul în care românii se poartă unii cu alții și care ea se transformă în această, noi o vedem de fapt reflectată în această nesimțire, nesimțirea aproape colectivă. Asta este exact opusul comuniunii, opusul unității sau cum vreți să-i spuneți, a solidarității. Un popor care este fărâmițat la modul ăsta într-un individualism nesimțit, nu poți să faci nimic cu ei. Nu poți să, deci sunt masa perfectă de manevră pentru cei care manipulează și conduc prin manipulare, acel divide et impera, da? Dividei, dezbină-i și stăpânește-i. Exact asta, un popor dezbinat e ușor de stăpânit de către inamic. Și această dezbinare provine din faptul că nu avem această educație de a vedea ce este bun în noi, de a ne transforma, să dăm tot ce este mai bun în noi față de ceilalți, măcar. Și asta presupune cumva și o discuție spirituală, că până la urmă această îmbunătățire a românului, a omului, presupune o direcție divină. Da? În momentul în care ai un ideal, idealul ăla nu este așa abstract, vai să facem România ca soarele spunde pe cer să ne meargă bine. Ca să ne meargă bine să ce? Erau unii care au pus pe primul loc mântuirea neamului românesc. Chiar numele de catedrala mântuirii neamului, ăsta care l-are catedrala, are de fapt o rezonanță simbolică, că popoarele au fost lăsate de Dumnezeu pentru a se mântui. Da? Ele n-au așa o idee, au apărut întâmplător de la Babel cu amestecul limbilor. Nu. Fiecare popor are trăsăturile proprii de caracter și a fost lăsat de Dumnezeu într-un anumit mod, adaptat cu o anumită viziune despre lume și s-au dat anumite căi, anumiți profeți, anumite legi, ca acei oameni în stilul lor să-și atingă potențialul. E, ce fac nenorociții ăștia? Ăștia distrug popoarele. Ăștia. Iudeo-masoneria asta. Globaliști. Da? Ei vor să creeze sclavul perfect, uniformizat, și atunci nu interesează de atingerea potențialului uman. Nu interesează de acest scop axiologic, filozofic, de atingere a propriei esențe prin cunoaștere. Îl ascultam astăzi pe Jiddu Krishnamurti, unul dintre cei mai mari filozofi și gânditori indieni din secolul trecut. De fapt, a trăit până în 1984, dacă nu mă înșel. Și avea un discurs în 81, cred că lângă Madras. O găsiți pe pagina mea de Facebook. Găsiți discursul respectiv filmat, unul dintre puținele, rarele filmări cu acest mare înțelept indian, care în cultura hindusă este considerat o ființă iluminată, o ființă realizată pe deplin spiritual. Și el în vizionarismul lui explică, zice, ce o să faceți? Zice, în 10-20 de ani, 10-15 ani, zice el atunci, dar na, au trecut mai mulți. Ce o să faceți când o să apară programele, n-a zis inteligența artificială, că nu există termenul, dar calculatoarele și roboții, cei care o să poată face absolut tot ceea ce faceți voi și mai bine decât voi. Zice, care va mai fi locul vostru în lume? Cum vă veți mai justifica existența? Da? În momentul de față, aceste inteligențe artificiale își justifică existența prin faptul că ele sunt făcute să ne servească. De ce sunt făcute să ne servească? Pentru că noi, prin mijloacele noastre de producție, creăm bunuri și valori, bani, pe românește, și cu banii ăștia noi îi plătim pe cei care fac aceste inteligențe. Însă ce se va întâmpla atunci când ele vor prelua rolul nostru,
munca noastră o vor face mai bine, mai repede și mai ieftin. Deci vor fi imbatabili sub toate formele, iar noi vom fi un public scos în afara acestui circuit. Și atunci, dacă noi nu vom mai putea să muncim pentru a plăti servicii, servicii pe care acești roboți ni le vor asigura, întrebarea este care, cum se va mai justifica necesitatea ca acești roboți să servească umanitatea? Pentru că umanitatea nu va mai avea nimic de oferit celor care au roboții. Nu știu dacă înțelegeți conceptul. Este așa un fel de ciclu, exact cum este ciclul natural al prădătorilor și se numește circuitul ecosistemului, da? În care unul mănâncă pe cealaltă și furnizează materiile prime. De exemplu, copacul se hrănește cu dioxidul de carbon produs de om, dar omul în același timp respiră oxigenul creat de plantă și atunci e o relație simbiotică. Copacul se hrănește cu excrementele, cu ceea ce scoatem noi. Da? Iar el ne oferă nouă fructele și cele necesare pentru ca noi să trăim. Da? E o relație simbiotică. E, în momentul în care ieși în afara acestui ecosistem și tu nu ai nimic de oferit, nu mai ai nimic de oferit, pentru că tu devii dispensabil. Da? Nu mai ești indispensabil. Devii zero. Ești povară socială. În momentul ăla, automat vei dispărea. Cei care controlează planeta vor găsi diverse pretexte pentru ca oamenii să rămână mai puțini. Și cum o să rămână mai puțini? Foarte simplu. Vaccinuri, războaie, cutremure, sărăcie, sinucidere, restricții de tot felul, încât să nu-ți mai dorești să trăiești. Lucruri care deja se întâmplă. Lucruri care deja se întâmplă. Și atunci merită să ne punem întrebarea. Acești oameni care controlează aceste jucării, da? Inteligența artificială. Care va fi rolul inteligenței artificiale în arhitectura viitorului? V-ați întrebat vreo clipă? Păi rolul va fi să înlocuiască omul în absolut toate domeniile și să servească pe acei puțini care vor avea banii necesari să justifice existența în această lume nouă. Atât. Umanitatea se va reduce la o mână de oameni care justifică existența. Va fi exact ca o arca a Apocalipsei, în care vor fi luați pe nava viitorului doar cei care, într-o formă sau alta, sunt necesari. Da? Se punea în balanță, de exemplu, spunea, bun, acești roboți nu vor avea niciodată capacitatea de a fi creativi. Da? Creativitatea este un atribut specific omului, care datorită spiritului nemulitor și bla 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 și bla 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 și că roboții n-au suflet și așa. S-ar putea să descoperim că da, fiind ei în căutare, s-ar putea să dobândească conștiință de sine, iar noi ca civilizație să fim creatori de suflete. Nu? Și să apară și sufletul de robot. De ce nu? Nimic nu e imposibil. La fel cum Dumnezeu ne-a suflat nouă suflare de viață în nări și am dobândit conștiință, La fel, noi suflăm suflare de curent electric în circuite și ele pot dobândi conștiință. Nu știu, pot să-mi presupun. Știți cum e? Sky is the limit. Cerul este limita când vine vorba de posibilitățile tehnologiei. Și atunci, întrebarea este unde va mai exista? Care va fi ultimul refugiu al prețiozității vieții umane? A caracterului acesta care nu poate fi copiat, nu poate fi reprodus, care este unic și repetabil al omului. Da? Care va mai fi prețiozitatea noastră și justificarea de a mai exista în această lume? Suntem în fața unui pericol existențial, majoritatea dintre noi. Și, repet, am fost șocat, am văzut videoclipul de astăzi, cu Jiddu Krishnamurti și el punea această întrebare în 1981,
gândând că noi ce aveam? Comod, nici măcar H85-urile încă nu apăruseră la noi. Americanii aveau primele calculatoare cât dulap. Iar omul ăla văzuse deja în viitor, văzuse pericolul extinției rasei umane datorită acestei noi tehnologii. Și v-am spus, este foarte interesant și citiți lucrările lui ăsta, Contele Digital și nu mai știu ce lucrare are, este Contele Zero. Lucrarea în care oamenii rămași foarte puțini cu asistență socială, asistat social, primind bani atât cât să supraviețuiască unei foamete, adică la nivel de mizerie, afundați toată ziua în lumea virtuală cu jocuri și cu căcaturi, da? Care le stimulează, adică un fel de sclavie din asta mentală și în care nimeni nu inventează și nu face nimic pentru că roboții fac totul și în care anumiți lorzi ai umanității care sunt incomensurabil de bogați, câțiva își împart dominația, suveranitatea asupra întregii planete, asupra galaxiilor, sistemelor solare, au roboți care minează, care descoperă, care explorează pentru ei. Iar oamenii au rămas undeva. Ăsta e viitorul. Avem toate datele, toate premizele ca ăsta să fie viitorul. Iar noi acum vorbim de nesimțire și că ne deranjează că niște imbecili le dau aprobare altor imbecili să blocheze orașul sub diverse pretexte de-astea găunoase, alergând după o chimeră a unui imperiu mondial care, repet, deci va fi strivit, copleșit de ceea ce vine pe zonă tehnologică. Adică părerea mea este că această etapă în care va exista o luptă din asta de putere, în care cineva va încerca să creeze un guvern mondial, este o problemă de o secundă la nivelul umanității și va urma cu certitudine absolută o perioadă în care roboții vor fi cei care vor înlocui oamenii. Iar omul nu-și va mai găsi niciun sens, niciun rost în această lume. În momentul de față trăiești ca să te bucuri, să te distrezi, să așa, muncești ca să câștigi bani, când nu o să mai ai cum să câștigi bani, nu o să mai ai cum să-ți construiești vise, viitor, o viață, da? Și o să fii, cum să spun, o ființă fără țintă, limitată prin circumstanțele existenței pe pământ, să vedem ce se va întâmpla atunci cu oamenii. Cum o să supraviețuiască în această captivitate a circumstanțelor umanitatea, oamenii viitorului, care viitor nu-i foarte departe. Vedeți voi câți șomeri o să genereze camioanele. Da. Camioanele cu conducător auto din asta. Da. Câți șomeri o să genereze acele drone care livrează absolut tot, care o să înlocuiască Bolt-ul și toți ăștia, toți ciuciumezii ăștia care merg pe biciclete și sunt livratori acum. Să vedeți voi câte joburi o să se piardă așa, bucată cu bucată, an de an, an de an, an de an. Da? Pentru că noi dormim, pentru că noi refuzăm să ne trezim.